băiete, aici e protestul. Da. Am venit și eu mai devreme ca să prind loc în față. Dați-mi, vă rog frumos, o cănuță cu apă. N-am apă, nu-i uzam apă. Păi cum, n-aveți apă la dumneavoastră? Păi n-am, ce spântână! Nici cană n-aveți? N-am cană, lasă. Bine că aveți pulan. Ha? Băieții, ce faci, doamnă? Ce faceți, doamnă? Ce faceți, doamnă? Doamna va despulaniza. Ce faceți, doamnă? Păi doamna face bine, duce pulanul la casă. Să ce? Ce să ce? Păi ce să faci, că bați vinete? E trofeu. E trofeu? Da, mă laud la bancă, la babele mele. Doamnă, vă dau amendă. Îmi dați pe dracul? Cum dumneavoastră puteți să dați cu pulanul într-un om bătrân? Mai închidem ochii. Așa, că nu e bine să dai nimeni, asta e treaba lui Dumnezeu. Care? Să ne bată. Voia să zic că mai închid ochii când dau. Dacă eram bunica dumneavoastră, tot așa închideați ochii și dădeați? Mi se face sete și mi se usucă, cum le zice la sete? Dar asta ce? Ce ai puț? Stai, stai, băi, femeie, ce ai, ești proastă? Sunteți? Păi tu ești proastă? Ce să fiu? Păi tu mă condimentezi așa? Cum adică? Păi nu ai cu piper. Ai condiment? Paralizant. Așa și... Păi și stai așa pe mine. Dați. Da, ce șoc pe mine! De ce are? Cum ce are? Mă ustură ochii! E, las că vă trece! Da, până trece mă ustură! E, las că la fel ne ustură și pe noi! Stai, mă, pe mine! Care-i cretină? Sunteți! Păi sunteți pe mine! Dar ce să fiu? Păi dai cu stropitoarea aia pe mine! Da, și nu este stropitoare, este sifon! Credeți că un card ne poate opri? Așa de formă, de decor. De decor? Da. Fiindcă la ultimele proteste n-a venit nimeni și au zis băieții că nu mai car așa aiurea. Nimeni? Niciun nimeni n-a fost. Oi, eu aș fi venit, dar chiar a trebuit să stau la câteva coze. Am întârziat și un pic, da? Să nu mai chiuliți, că uitați ce se întâmplă în țară. Da. Articolul 30, care garantează fiecărui cetățean din România următoarele. 1. Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor. Nici o creație nu face domnul de școlea improvizării. De orice fel priviu grai, prin scris, prin imagini sau prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile. Lăsați articolul 6 din 69, libertatea presei, frică și libertatea de a înființat cenzura de orice fel este interzisă. Unde? Ce? Unde sunt hoții? Peste tot. Păi și cui strigăți? Ce? Hoții. Păi se audă toată lumea. Că ce? Că sunt hoți. Cine? Toți. Ioasă, iau și eu un puls un pic, frate. Aveți un repertoriu de înjurături? Păi să crezi. Credeți. Credeți. Sunt curioasă dacă mai apărut ceva nou, un alt zdravă, sunt sigură că ați auzit o mulțime de jurături frumoase de aici, nu? Frumoase. Păi dacă frumos nu numai Petre Roman. Haideți, spuneți o jurătură. Nu pot, că sunt timpul serviciului. Auzi, tu român care să muncească în timpul serviciului? Nu pot, că faceți reclamații. După ce ne spălați ca pe vite cu furtunul, n-aveți voie să ne jurați, fiindcă vă reclamăm? Dar nu eu aș înjura cu plăcere, că-s mai spălat de astea, dar... Strântiți, dracului, una suculent, atunci să se mire dexul! Sunt curioasă ce mai cer pe aici așa prin folclore! A, dar fără... Nu. Alea-s de grădină. Spuneți una de doctorat. Uitați, spuneți aici la ureche și nu vă aude nimeni. Yeah.
Intelectualule! Păi ce, mă, asta e înjurătură? Pentru dumneavoastră, da! Dar nu vă incomodează ciolacul ăla? Is. Sunt. Tot aia e. Eu am fost profesoară de limba și literatura română. Dar nici n-ați auzit dumneavoastră de materia asta, nu? La ce școală ați fost? 14. Generală 14. Gen 14. Și cine a fost profesoară de limba și literatura română? O, știu, una. O nebună, nu? De unde știți? Toate profele de română sunt nebune și nefe, nu? Cum? Nefe de HH, ce nu așa spuneați? Nu, da. Nu prea mai ține o minte cum era. Nu prea mă ducea, dar... Avea părul foarte, foarte lung, atâta știu. Da, poate o știți că vă știți toate între voi. O știu mai bine ca pe mine, pârvule. Elev pârvuirii mele. Fiindcă profa de română are o memorie de Pentium. Și avea părul lung, pârvule, fiindcă era... hippie! Hai să-mi bau! Profa, tu ești? Dumneavoastră sunteți. Așa.